Gata, mă aud. Gata, gata. Mi-era dor de vocea dumneavoastră. Nu merge aici, era să microfonul pe mut. Ok, deci, eu am să vă pun câteva întrebări, da? Și okay, dumneavoastră îmi răspundeți la ele. Sigur că da. Ok. Deci, prima dată vă felicit, da? Mulțumesc, mulțumesc. Deci, felicitări. Domnul Sandu, am aici un rezultat pozitiv de la testul MPU. Domnul Sandu încă nu a primit acest rezultat, dar îl va primi în curând. Ieri, pe cât ați fost, domnul Sandu, la testul MPU? Pe 18 la 10.30. Aha. Și unde l-ați făcut? În Chioln. Ok. Și de cine ați fost pregătit? De doamna Viorica Robina. Exact, de mine. Și ce doream să spun, cum a fost acolo la test? Eu nu știu, v-ați pregătit și aici din manual? Am citit și manualul, tot manualul odată. Și cum a fost, ați găsit și întrebările și răspunsuri la tot. Cum a fost, cum ați putut să vă pregătiți cu manualul? Sincer, acasă când m-am pregătit cu manualul, mi se părea ușor. Dar când am ajuns acolo în fața psihologului, m-am pierdut cu totul, emoțiile. Nu mai știam cum să răspund la întrebările care le știam dinainte. Și cum a fost, de exemplu, acolo, povestiți-ne, ați intrat acolo sus, cum a fost cu traducătorul? Povestiți-ne puțin așa din testul, cum a decurs totul. Deci am ajuns acolo, am așteptat să ajungă traducătorul, m-am înregistrat pentru testul MPU. După aia a urmat să fac două teste de reacție. Care au fost? Testul cu figurile geometrice și testul cu liniile alea încrucișate multe. La testele de reacție mie mi s-au părut relativ ușoare. Nu erau chiar grele deloc. După ce am făcut testele de reacție, am așteptat să vină psihologul să ne cheme în sală să facem examenul psihologic. Și între teste acum, deci prima dată v-ați înscris, da? Ați fost acolo la înscriere, după aia v-ați dus la testele de reacție. Pentru care categorie ați făcut testul MPU? Pentru categoria B. Ok, deci ați făcut două teste de reacție și la testele astea de reacție a fost greu sau ați avut posibilitatea odată să le exersați și după aia să le dați drumul? Mi-a explicat doamna de acolo cu care care era pentru testele de reacție, am făcut câteva exersări la fiecare test în parte ca să-mi explice ce și cum să fac și după aia m-a lăsat pe mine singur în cameră să continui testul. Și cam câte imagini ați avut? Așa vreo 40? La primul, ăla cu figurile geometrice, cam 40 de figuri geometrice, 40 de teste. Și la următorul ăla care era cu liniile încrucișate, a fost testul de 7 minute. Am stat înăuntru ca să fac în continuu. Mm-hmm. Foarte, foarte bine. Și după aceea v-a spus direct, ați reușit, n-ați reușit? Nu mi-a spus. Mi-a spus să aștept în sala de așteptare, că urmează după aia să fac și testul cu controlul medical, un control medical, și după aia cu doamna psiholog. Mm-hmm. Și la controlul medical, acum dumneavoastră ați făcut din cauza punctelor și cred că era și din cauza alcoolului. Și din cauza la alcool, exact. Ok. Și vi-a luat sânge, urină? Ce vi-a luat acolo în ziua testului? La testul medical nu mi-a mai luat decât, mi-a pus numai întrebările și mi-a luat pulsul. Mm-hmm. Sânge și urină nu vi-a luat? Nu, pentru că am avut toate analizele făcute dinainte. Exact. Că noi doi am decis, nu faceți abstinență, faceți băutul controlat. Băutul controlat, exact. Ok. Deci, cum spuneam, cei care merg la să facă testul MPU din cauza alcoolului, că a condus sub influența alcoolului, poate să facă, depinde acum de fiecare în parte și de cel care îl pregătește, poate să facă abstinență 12 luni sau programul băutul controlat. Iar domnul Sandu și cu mine împreună ne-am decis pentru băutul controlat. Așa, acum spuneți ăla ce e mai important. Cum a fost la psiholog?
Foarte nasol. Nu vreau să mai ajung la psiholog niciodată. Dar cum a fost? Ce întrebări v-au pus? Erați deja pregătit la întrebări? Cum era? Eram pregătit la întrebările care mi le-a adresat psihologul, doar că emoțiile care le aveam în momentul ăla când am intrat în cameră, parcă mă făcea să nu mă mai gândesc să pot să formulez răspunsurile corect cum trebuie. Și era o doamnă sau un domn? O doamnă psihologă. O doamnă. Și cum arăta? Era așa prietenoasă, mai neprietenoasă? Cum era? Sincer, mi s-a părut prietenoasă la început. La început. La început, dar după aia când a început să fie așa serioasă, să mă ia cu întrebări, că de ce am făcut anumite chestii, din ce cauză am făcut chestiile alea, am început să mă întrebe cum am fost eu în copilăria mea și din ce cauză am făcut în continuare când am făcut o greșeală și totuși m-a prins poliția odată. Da, Da, foarte... dar acum, domnul Sandu, noi atât am discutat despre copilărie, despre tinerețe, care sunt credințele dumneavoastră, care sunt principiile, păi de ce ați luat decizia? Păi bine, păi de ce? Păi da, și de ce? Câteodată cred că m-ați înjurat, da? Cu atâta de ce și pentru ce și... Da, sincer, mi-a fost de mare ajutor. Când am făcut cu dumneavoastră, mi s-a părut relativ ușor când vorbeam cu dumneavoastră, dar când am ajuns acolo cu psihologul, deja m-am pierdut cu totul. Da, dar ce a fost important că ați știut care întrebări vi le pune, ați știut ce trebuie să răspundeți, cu Sigur că toate da. că v-ați pierdut, dar totuși vi-ați găsit cuvintele dumneavoastră cu ce, cum să faceți. Eram pregătit pentru întrebările care urmează să mi le adreseze, doar că na, din cauza emoțiilor, oricum. Cum Totuși era știam răspunsurile cum trebuie să răspund. traducătorul? Traducătorul chiar a fost foarte prietenos. Ea sau el? O doamnă traducător a fost. Mi-a tradus exact ce spunea doamna psiholog, ce întrebări mi-a adresat când răspundeam eu. A fost foarte foarte drăguță, să zic așa, chiar dacă eu dădeam anumite răspunsuri și nu le formulam exact cum trebuie, le traduceam în așa fel ca să iasă răspunsurile bune. Deci, traducătorii, cum spun, sunt oameni serioși, traduc ceea ce spunem. Ei nu vă pot ajuta pe voi pentru că nici nu știu cum să vă ajute, da? Nu, nu, nu. Dar este bine dacă traduce și câteodată când voi vi se limbă plimbă în gură, da? Cum se zice, da? Vă Da. ajută și vă susține. Și Știe să formuleze frumos ce la răspund. sfârșit, când ați știut, oh, acum sunt. Cât ați fost la psiholog? Cred că am stat mai bine de un sfert de oră sau un sfert de oră, 20 de minute. Mai mult, precis, Am că stat cam jumate de cât? oră, o oră. Cred că am stat mai mult, da, sigur. Da, Doar da, că da. atâtea întrebări luate una după alta, una după alta, nici n-am mai știut când trece timpul. Ok, și la sfârșit, vi-a pus acea întrebare, mai aveți ceva de adăugat? Da. Și ce ați spus atunci? Ați dat tot ce ați avut. Atunci am spus tot ce m-ați învățat dumneavoastră, că am fost conștient de toate greșelile. Am putut să conștientizez unii o pornire toate treburile astea și am continuat cu greșelile care le-am făcut. Și cel mai important, că m-am schimbat și că o să încerc pe parcursul anilor să nu mai repet greșelile care le-am făcut și să respect pe cât posibil legile rutiere. Și care a fost prima întrebare? Prima și a doua? Ce ați spus? De ce ați venit acolo? Mi-a spus, știți din ce cauză ați ajuns la testul NPU? Și atunci am început să spun. Știu din ce cauză, din cauza încălcării legilor rutiere, în repetate rânduri, am condus sub influența băuturilor alcoolice. Și de ce ați venit azi aici? Mi-am spus că am venit astăzi aici ca să vă dovedesc că m-am schimbat și că sunt cu totul altă persoană care nu o să mai încalce pe viitor legile rutiere. Ok, și ea ce a spus? Faci că bun, Ok. dar ce vă face ca să credeți că sunteți așa siguri pe dumneavoastră să nu mai faceți treburile astea? Exact, foarte bine, foarte bine. Deci, cum spun eu, stăm de vorbă cu un psiholog, da? Stăm de vorbă și nu poți să-l minți. Cel mai Haideți bine e să spui adevărul.
Exact. Haideți să vă întreb, domnul Sandu, care sunt, să zic, sfaturile pe care dumneavoastră dați acum altor oameni, indiferent că se pregătesc cu mine, că se pregătesc cu alții, ce sfaturi le dați, așa ca de la om la om? Sincer, sfatul meu ar fi să fie foarte deschiși cu persoana cu care face consilierea, că o să-i ajute foarte mult. Exact. Dacă evită anumite lucruri sau nu spune tot, o să aibă de pierdut când o să ajungă în fața psihologului, că ăla o să-i întrebe treburile astea. Exact, exact. Deci este foarte important, cum spun eu de multe ori, să dai pantalonii jos în fața mea. Da. Cel mai bine să fii foarte deschis cu persoana cu care faci consilierea. Da, da. Și la psiholog, iarăși, care sunt sfaturile? La psiholog, tot așa, să fie cât mai deschiși, să spună tot ce au greșit, chiar dacă pornește din copilărie sau porne pe viitor, fără să încerce să-l mintă pe psiholog, că imediat își dă seama. Da. Și ce sfaturi le dați așa când știi acum, wow, în seara asta mai dorm, mâine mă duc la test? Cum v-ați simțit? Ce sfaturi le dați lor? Sincer, eu mă gândeam înainte să merg la test, am zis că ce să fac? Am zis că las că pe drum, în drum spre test sau cu seara dinainte să mă pun să mai citesc din carte. Dar am zis că cel mai bine nu, rămân cu tot ce am învățat, pentru că după aia, când o să ajung în fața testului, poate o să rămână numai anumite întrebări în cap, nu o să mai știu cum să răspund la următoarele și cel mai bine cu seara dinainte să fie liniștiți, să-și aducă aminte ce a vorbit cu consilierul, să mediteze la ce a vorbit înainte, fără să mai repete atunci cu o oră, două înainte sau cu o seară înainte, pentru că părerea mea cred că nu o să fie de ajutor treburile astea. Ați fost întrebat de psiholog ce ați făcut la consiliere? Da. Și ce ați făcut? I-am spus atunci că și cu doamna Robina, a început să mă întrebe și din copilăria mea, din ce cauza a pornit toate treburile astea. Și mă gândeam în mintea mea, ce treabă are copilăria mea cu treburile care le-am făcut eu acum, în prezent. Și ce v-ați gândit? Doamna Robina e nebună, asta e proastă de tot. Mă gândeam chiar, ce treabă are ce am făcut, că nu are nicio legătură copilăria cu ce am făcut eu acum, în prezent, care am 28 de ani. Și după aceea, după ce am continuat mai departe, v-ați dat seama cât de important a fost ce v-am întrebat? Mi-am dat seama de unde a pornit toate treburile astea. Că a pornit tocmai din copilărie, a pornit toate treburile astea. Exact, exact. Domnul Sandu, ce să vă spun? Ați recomandat și altor oameni care trebuie să facă testul MPU. Le-ați recomandat să se pregătească înainte să meargă acolo? Sigur că da. Dacă se duce cineva fără să aibă o pregătire în spate, nu are nici cea mai mică șansă să treacă. Da. Pentru că psihologul, să zic așa, parcă gândește, îți citește gândurile și nu știu, are anumite întrebări cu care te blochează și nu știi cum să răspunzi la ele. Exact. Foarte bine. Și cealaltă întrebare, ați recomanda românilor și moldovenilor noștri să facă pregătirea cu mine? Sigur că da. Sunteți o persoană cu care se poate sta de vorbă și la care avem ce învăța în continuare. Da. Și cum v-ați simțit dumneavoastră așa cu mine? V-ați simțit bine? Ați putut să vă deschideți? Ați putut să vorbiți cu mine despre orice? Sincer, în primele ore, când ați început să mi-a spus să vă povestesc despre copilărie, mă gândeam că ce treabă are copilăria mea cu, să-i spun la doamna consilier, treabă. Mă gândesc că nu are nicio treabă să îi spune despre copilăria mea sau despre viața mea personală care a fost înainte. Nu puteam să mă deschid așa față de o persoană până când am ajuns la concluzia că treburile astea ajută pe viitor, trebuie să vorbesc. Și cum a fost după aceea, când știați că aveați oră de consiliere cu mine, când iarăși mă sună asta, iar începem să discutăm? Sincer, la un moment. Eram pentru dumneavoastră ca ce? Pot să zic ca o a doua mamă. Aveam cu cine să vorbesc. Foarte bine. Și să pot să mă deschid, fără să evit ceva. Mulțumesc, domnul Sandu. Deci la dumneavoastră acum, ieri ați avut testul, astăzi ați reușit, încă o dată felicitări. Vă rog Mulțumesc. Să aveți grijă de dumneavoastră și trebuie să știți că acest videoclip îl voi posta pe YouTube, pe Facebook, peste tot, pentru ca să
aibă oamenii curaj să facă acest test, să aibă curaj să meargă la consiliere, cum spuneam, indiferent la mine sau la altcineva, cu cursurile. Deci principalul este să meargă pregătiți acolo și să aibă încredere că vor reuși. Uitați, acum în această săptămână, săptămâna trecută, au fost de la mine 4 oameni, da, au fost la testul MPU și 3 au reușit din prima. Domnul Sandu și ceilalți 2, într-adevăr, unul nu a reușit, dar 100% va reuși a doua oară. Deci, din 4, 3 au reușit din prima. Așa că, ce să vă spun, dragii mei, domnul Sandu, mulțumesc încă o dată că ați fost drăguți să povestiți despre aceste lucruri oamenilor. Vă mulțumesc și tuturor toate cele bune!